Apostolul Pavel scrie Efesenilor, capitolul 1, de la versetul 3, și să o spunem și noi cu încredere și din toată inima: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și El motiva acea binecuvântare, scriind în continuare, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Credem asta? Că suntem binecuvântați în plan duhovnicesc în cer prin Domnul Iisus. Și explică, zice în continuare, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Hristos Iisus, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ne l-a dat în prea iubitul Lui. Amin. Aș vrea să ne uităm în Scriptură la prea iubitul Lui, așa cum a spus din cer că e Fiul Lui prea iubit, și să învățăm de la El. Amin? Însuși Domnul ne spunea, învățați de la mine. Domnul Iisus Hristos, citesc din Matei capitolul 4, când a intrat în lucrarea publică, scrie în versetul 17, a început cu următorul mesaj. Matei 4 cu 17. De atunci încolo, Iisus a început să provăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția celor este aproape. Mă, în mod popular și binecunoscut între noi, ni se spune pocăiți. O, Doamne, dă să fim! Oare înțelegem noi cuvintele acestea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor sau a lui Dumnezeu, cum e numit în Luca, este aproape? Aș vrea să privim mai întâi la învățătura Domnului Iisus Hristos, care e prezentată în modul cel mai concret și complet în Matei, capitolele 5, 6 și 7, și nu numai, dar aici avem așa zisa predică de pe munte. Dar înainte de a ne uita în capitolele acestea trei, aș vrea să citesc puțin din Ioan 1 și din Evrei 1. Scrie în Ioan 1 că legea a fost dată prin Moise. Și în Vechiul Testament sunt, așa au socotit evreii, 613 porunci. Ceea ce însemna 365 zile câte are anul, plus 248 părți componente a trupului uman, ca întreaga ființă în toate zilele să asculte de Dumnezeu. Așa le-au socotit ei. Dar n-a fost totul atunci acolo, că zice în Ioan 1, versetul 17, că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și scrie de asemenea în Evrei, capitolul 1, citesc de la versetul 1, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, și așa avem noi Vechiul Testament, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, binecuvântat să-i fie numele. Și aș vrea să vedem ce ne-a vorbit prin Fiul, care-i adevărul la cea mai înaltă cotă, mult mai mult decât a spus Moise și toți prorocii. Să ne întoarcem la Matei capitolul 5, 6 și 7 și vom zăbovi puțin aici cu Domnul. Copii, vreți și voi să veniți cu noi aici? Știți că a fost un copil care zile în șir n-a mâncat, nu că n-avea mâncare, dar a fost atras de predica Domnului Iisus, așa predica Domnul Iisus, de nu le mai venea la oameni să meargă acasă. El a fost marele învățător. Scrie aici în Matei capitolul 5, de la versetul 1, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El, apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Și a început cu fericirile, dar eu mă duc direct în versetul 21, unde se face legătura cu Vechiul Testament și zice aici, referitor la porunca a șasea: ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Și-au auzit evreii când s-a zis, că tuna Dumnezeu de pe Sinai, încât l-au rugat pe Moise să nu le mai vorbească, să erau îngroziți inclusiv el. Le-a și scris Dumnezeu cu mâna, să nu ucizi.
A scris a doua oară că prima dată Moise a spart în mânia lui tablele legii. Și Domnul a venit și a zis, nu v-a spus Moise tot. Eu, 22 verset, vă spun că nu-i destul să nu lovești pe cineva de moarte și să cazi astfel sub pedeapsa judecății. Oricine va zice fratelui său, prostule, nebunule, sau și dacă nu-i zice nimic, nu mai se mânie pe el, va cădea sub pedeapsă. Va să zică, a spus Domnul, degeaba vrei tu să respecti porunca și să spui, eu nu l-am omorât, dar tachinez toată ziua, încât sărmanul, de la o vreme mai bine ar vrea să moară, să scape, să nu-l mai tot ispitești. Eu nu-l omor, nu-i dau un cap. Dar lovesc cu limba, din prost și din nebun nu-l scot. Dar porunca am respectat-o, a spus Domnul, nu-i respectat. Ăsta e adevărul. Mai departe, porunca a șapte. Eu cred că le-a luat pe toate, dar nu le avem scrise pe toate. Deci 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Și dacă ar fi așa, să zic, să nu fie copiii cu noi, să vorbim numai familiștii, oamenii maturi și gata, toată lumea, cine n-a avut relații cu altă femeie extraconjugal, să ridice mâna. O, am fi în stare să fim ca cei ce au dus o femeie prinsă, au spus, numai asta e între noi. Numai că Domnul și atunci și aici a zis, nu e asta totul. Dumnezeu vrea să înțelegem ceva mai mult și dacă numai te-ai uitat după nevasta altuia, așa ai zis, măi, parcă e mai tânără ca a mea, dar-s de o vârstă. Apoi acum cu pacostea asta de internet, că n-a fost nenorocire mai mare pe lume ca asta până acum, asta distruge în masă. De aceea vă recomand pe cât se poate, fără, distruge, fără cruțare. Apoi te poți uita de nu știe nimeni, dar Dumnezeu știe și conștiința noastră știe, da? După ani și ani îți spune că nu s-a șters, s-a făcut proces verbal. Videoclipul a rămas acolo, imaginea și vinovăția. Mai departe, alte porunci, afară de cele 10, că nu numai acelea. Vers 33, ați auzit că s-a zis să nu juri strâmb. Păi, care dintre noi a fost la tribunal să depună o mărturie falsă? Da, spunea Domnul, vers 37, felul vostru de vorbire să fie da, da, adică ăsta e adevărul. Nu astăzi, nu mâine, că ăsta e adevărul. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Apoi vorbe cu dublu înțeles, cu subînțeles. Iată la ce standard a ridicat Domnul adevărul. Că adevărul nu-i doar, cum spuneam, legat de oricare din poruncile astea, că eu n-am făcut. N-ai făcut ceva grav, grosolan, vizibil, dar adevărul adevărat. Spune Domnul mai departe în Matei 5, citesc de la versetul 43. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău, să urăști pe vrăjmașul tău. A fost contextul lor cu cananiții, să zicem. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. E ieftin să-ți iubești dușmanii. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, să nu biruiei să zică precum știm noi. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii a Tatălui vostru care ești în ceruri. Și dacă nu facem așa, nu vom fi. Nu. Că Tatăl nostru din ceruri a vrut să fim, cum vă citesc în Romani, capitolul 8, versetul 29, asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Doamne, ajută-ne și nouă! Filipeni, capitolul 2, cuvinte amintite în această seară, versetul 5, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus.
Și când îl batjocoreau, știți cum se comporta. Da. Și se încheie paragraful acesta din Matei 5 cu cuvintele spuse de Domnul, versetul 48. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Pentru că a fi ca Domnul înseamnă a fi ca Tatăl, că Iisus a fost ca și Tatăl. Apoi sunt alte porunci aici, în capitolul 7, nu judecați, ca să nu fiți judecați. Și știți, alte învățături din Evanghelie, așa li se păreau de înalte aceste cote puse de Domnul, încât la un moment dat, să vă citesc doar așa două secvențe, Matei capitolul 18, i-au zis ucenicii versetul 25, când Domnul le-a spus că nu-i destul să dai zeciuială, trebuie să nu fii legat de avere dacă o ai. Și au zis ucenicii, cine poate atunci să fie mântuit? Sau întoarcem 19 cu 25, în același capitol 19, când le-a spus să nu-și lase bărbatul nevasta, că Moise le-a zis că dacă chiar nu le place, numai să nu o lase așa de izbeliște, să-i dea o carte, să se știe că e acoperită social, civic. Dar au zis ucenicii versetul 10, deci, dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta, atunci nu-i de folos să se însoare omul. Ei, cum alte cuvinte, au zis, Doamne, deci dacă te-ai însurat, trebuie să rămâi însurat, atunci să nu te însori, da, dacă e prea greu. Eram undeva în Italia și m-am întâlnit cu un frate la finalul slujbei, ne cunoșteam mai de mult. Ne-am salutat, el acum era căsătorit și a venit și soția lui și ea spune, frate, mă îngădui să zic ceva, spune, soră. Eu când te aud pe dumneata predicând, mă gândesc că n-am nicio șansă să fiu mântuit. Zic, da, de ce? Așa mi se pare că pui de sus standardul încât cine poate ajunge acolo? Dragii mei, mie mi se pare că l-a pus Domnul așa de sus, încât nu mă mir că și ucenicii au întrebat ca și sora aceasta. Doamne, cine poate fi mântuit? Mă tem că uneori mai degrabă ne-ar plăcea să nu ne spună Domnul Iisus, frați, să ne spună verișori, numai să ne lasă o leacă mai slobozi. Dreptu-i? Dar vrea să ne spună, frați, dar să-i semănăm. În primul rând, în învățătură. Când și-a încheiat predica, scrie în Matei capitolul 7, versetul 28, după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, norodile au rămas uimite de învățătura lui. Ce cerințe avea! Și dacă ar fi să sintetizăm și să vorbim altfel, așa ca să nu fie adune iară sute de porunci, știți că Domnul a simplificat, a zis, dacă iubești pe Dumnezeu și pe aproapele, ai rezolvat problema. Spunea Domnul tot în aceeași predică, Matei 7:12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Și au românii un proverb, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și mai este și o povestire interesantă cu cine își face, lui își face, cine își dă, lui își dă. Nu-i greu să știi cum să fii pocăit. Te descurci să înveți pe altul și dacă nu ești predicator. Numai să te gândești cum ai vrea să se poarte alții cu tine. Așa trebuie să le spui. De fapt, trebuie să-ți spui ție. Cum am vrea noi să se comporte nevestele cu noi? Ce neveste bune am creionat noi dacă ar fi să le spunem, uite, cam așa trebuie să arate nevasta mea. Apoi, surorilor, dumneavoastră sunteți mai estetice. Dacă ar fi să desenați, cum trebuie să fie un bărbat? Știm, așa-i? Toată adunarea știe cum trebuie să fie păstorul, așa-i? Ar trebui să fie exemplu, să... Așa ne-am priceput. Toți părinții știu cum ar trebui să fie copiii, așa-i că știu. Măi, așa trebuie să fim. Și în schimb și copiii, mai cu o seamă, și mici și mari, știu cum ar trebui să fie părinții.
Pentru că știm cum am vrea să se comporte altul cu noi. Asta e Evanghelia Domnului Iisus și frumoasă, binecuvântat să-i fie numele. Nu-i grea, zis, iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tot ce voi să vă facă vă oamenii, faceți-le voi întâi. Da, fiind vorba de familie, dacă am amintit, o, cum și-ar dori fiecare partenerul să fie gentil, să fie nobil, să fie vlavios, să fie duhovnicesc, cum vreți să ziceți. Și unii spun, dacă el va fi, apoi și eu. Dar de ce nu vrei să fii tu prima? Iei tu premiul întâi. Asta a spus Domnul. Altceva. Spune aici în Matei capitolul 6, a vorbit Domnul de rugăciune, că erau unii care se rugau în public, dădeau milostenie așa, să pice banii de sus, zornuie tare, când posteau, să știe toți că ei de fapt nu mănâncă. A zis un călugăr, un biet călugăr, că a fost trimis de stares undeva într-o misiune și i-a venit rândul să postească, s-a întors înapoi și a zis la colegi, măi, dar tu știi că e greu să postești când nu te vede nimeni. Dar aici între voi mereu ușor să postez, să vă văd, toți rămâneți la masă și o spun, eu sunt în post. Și a spus, Domnul, neprihănirea asta n-ar trebui făcută înaintea oamenilor, că atunci te uiți la cadru. Dacă te văd, te porți într-un fel, dacă nu te văd, merge și altfel. A spus, nu, voi ar trebui așa să vă purtați, ca și cum vă vede Dumnezeu. Așa e că atunci când vine cineva la noi, vorbim frumos, îl poftim la masă frumos, măcar că nu suntem ospătari de meserie. Dar să servești bărbatul o viață întreagă cu asemenea respect și bunăvoință. Să te gândești că e Domnul Iisus Hristos. Da? Să-i tratezi pe toți ceilalți ca în prezența lui Dumnezeu. O pocăiți. Avram a fost pocăit. Dar când au fost musafirii aceia trei, a fost cu atât mai mult. Nu? Să conștientizăm asta. Că Dumnezeu oricum ne vede mărit să-i fie numele. Ne vede sau nu ne vede? Da, numai ni se pare nouă că uneori nu se vede și nu se aude. Măi, tineri dragi, imaginați-vă numai atâta că Domnul Iisus vă vede când deschideți telefonul. Că Domnul Iisus este în spatele vostru când stați la computer. Apoi ce predici ați căuta voi? Și cântări, care sunt mai evlavioase? Atunci ați întrebat Domnul Iisuse, îți place cântarea asta? Și numai mama, dacă ar fi de față, apoi, ce ne-am păzit noi? Vedeți? Nu-i grea învățătura Domnului Iisus. Depinde cum gândim. Dacă am trăit ca în prezența Lui și dacă le-am face la alții, numai cum vrem să ni se facă nouă, așa-i? Doamne, ajută-ne! Și dacă am trăit în prezența lui Dumnezeu, ar mai fi și un avantaj. Spunea Domnul Iisus că nu trebuie să ne îngrijorăm. Așa e că dacă ar fi Domnul Iisus la noi, mămicilor care să zicem, ați ajunge la sărăcie și n-ați mai avea cu ce serviți copiii, dar în seara aceea ar fi Domnul Iisus la dumneavoastră în casă, v-ați frământa și le dați de cină. Așa e că nu. Dacă e Domnul Iisus aici, ori zice un cuvânt să faci o minune și nu-i mai foame la ăștia, ori trimite pe cineva la noi. Da, a trăi în prezența Domnului Iisus te ajută să fii sfânt și trăiești și fără grijă. Dar când ni se pare că nouă, că Domnul nu-i sau că doarme așa ca pe corabie, o, ce ne bâlbâim! În perioada asta, cât suntem, cum știți, de 2 ani și în focul acesta, mi-a zis Domnul într-o noapte, mă așteptam de la tine să mă lauzi mai mult și să te încrezi mai tare în mine. Mi-a fost rușine dimineața când m-am trezit. Da? Doamne, ajută-ne să trăim ca în prezența ta. Așa învăța Domnul Iisus. Frumos învăța. Era o învățătură deosebită. Nu era niciun compromis, nu pricini de păcătuire, nu păcate ascunse, sfințenie curată. Și acum aș vrea să ne uităm, într-o a doua parte a ceea ce am pe inimă să vă spun, la Matei, deschideți cu mine, 26 și 27. A venit vremea ca Domnul Iisus să trăiască ce a predicat
Și a trecut prin acele evenimente culminante de la sfârșit. Și acum aș vrea să ne comparăm și noi. Că așa scrie 1 Ioan 2:6, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el. Cum a trăit? Iisus. Copii, am auzit despre, am citit sau nu mai știu exact, despre un copilaș orfan și s-a dus la cimitir, la mamă, să-i spună că n-are ceva. Și acolo o femeie s-a apropiat și a dat seama că e orfan, m-a citit imediat și s-a portat frumos cu el, a dat mâncare și copilul la un moment dat, oarecum în naivitatea, dar în sinceritatea lui, a zis: sunteți soția lui Iisus? Știți că acel copil a spus un adevăr biblic? Știți unde scrie în Biblie că noi suntem numiți soția lui? Soția lui s-a pregătit. Nu și-a putut imagina ce altă femeie să aibă suflet așa de nobil că nu era mama lui. Da? Și acum ascultați-l pe Domnul cum s-a comportat. Matei 26, versetul 1, după ce a isprăvit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor să-i știți că după 2 zile va fi Paștele. Și noi astăzi am avut cina Domnului. Și Domnul a spus, scrie în Evanghelie, mult am dorit să fiu. Dar am putea noi participa la cină dacă am pățit ce-o pățit Domnul când o împărți cina prima dată? El se le pregătea, se pregătea cu drag să dea cina, dar știa nascuns ce complot se face. Și le-a spus mai dinainte, știa tot ce avea să se întâmple. Scrie aici de la versetul 14, atunci unul din cei 12 numit Iuda Iscarioteanul s-a dus la preoții mai de seamă și a zis: ce vreți să-mi dați, să vă-l da în mâinile voastre. Ei au cântărit banii și Iuda căuta un prilej nimerit și Domnul știa toate acestea. Eu nu vă doresc să vă interesați ce spun alții rău despre dumneavoastră sau cine vă pregătește așa să vă facă un evantai să pierdeți locul de muncă. Dar dacă ar ști asta, repet, am fi putut participa dimineață la cină? Ba încă să știi că e aici un asemenea răufăcător. Totuși Domnul a împărțit cina la ucenici, că așa cum scrie în Ioan 13, i-a iubit pe ei săi și i-a iubit până la capăt. Apoi, alt episod care, nu știu care e mai greu dintre astea două, să afli că cei de afară îți plănuiesc un mare rău sau să-i vezi pe cei apropiați că nu mai sunt alături de tine. Scrie în 26 de la 31, noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină potignire, căci este scris, voi bate păstorul și oileturme vor fi risipite. Petru a ieșit în față și a zis: Doamne, poate cu ei ai probleme, cu mine nu. Versetul 35, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și când au zis ceilalți, ce numai Petru e pocăit, și noi? Și toți ucenicii au spus același lucru. Și când colo, au fugit, au mai rămas doi, unul a tăcut, celălalt a fost mai greu decât cu ceilalți ce au fugit. Că a urmat tăgăduirea lui Petru și știți, Domnul vedea, era în aceeași curte. Vă rog să vă imaginați numai un accident de circulație. Vine poliția, un polițist răufăcător și frații au fost cu tine în mașină, că au fost în misiune și ei neagă care a fost adevărul și spune că tu ai trecut pe roșu. Și tu ești de vină, se duc pe trotuar, spune: nu, noi n-am fost. Și tu vii din misiune, te-ai dus pe banii tăi, că Domnul a venit în cer, din cer aici la noi. Și a rămas singur. Ioan tăcea, Petru se lepăda. Apoi, Doamne ferește că numai atâta să facă bărbatul, să se dea de partea lui soacră mea. Că apoi, atunci să vezi cum plânge, uite ce mi-a făcut. Și se pot întâmpla altfel de evenimente, că a căzut cineva în ispită. Și iar repet, te mai poți duce la cina Domnului? Reziște acelei provocări? Cei dragi să te trădeze? În slujirea mea a trebuit să primesc mărturisiri a unor soți care spuneau: m-a trădat soția.
Sau soții care a spus, soțul m-a înșelat. Și nu trebuie să fii gelos. Dar tot te doare, așa-i? Sau să te fure cineva, să te înșele ceva afaceri, înțelegeri nerespectate între frați sau știu eu, îmi spunea cineva, toți am crescut împreună, pe când am mers la tribunal să aflu că mama și tata au trecut averea pe el. Și noi ceilalți, băi, dar de ce nu ai spus măcar să nu ne venim mai să ne facem de minune la notar? Păi așa a fost. Mă rămâne frați mai departe? Nu știm în viață prin ce vom trece, ce ispitiri vom suporta. O, de-am semăna atunci cu Domnul Iisus Hristos. Și nu s-a încheiat aici. Au venit, Iuda l-a sărutat, cum știți. Și putea Domnul să apeleze la înger și n-a făcut-o. L-a dus la Pilat și-au scos vorberele și l-au batjocorit. Nu mă întoarceți pagina, numai așa puțin spicuim. Scrie de la versetul 63, Matei 26, Iisus tăcea. În activitățile noastre, când uneori mai mergem prin familie sau trebuie să împăcăm pe cineva, așa ne-am bucurat dacă ar fi măcar unul din doi sau din trei cât sunt în conflict, măcar unul să atacă. Dar când vezi că nu birui, pe care să-l lămurești, pe care să-l împaci, și ăștia toți îți frați cu Domnul Iisus, numai nu seamănă. Doamne, oare ce-i baiul? Și-a tăcut. Ce să zic, a început, scrie în 27 cu 30, a scuipat. M-au zis și astfel de reclamații. M-a scuipat, frate. Acum a ieșit tu, frate, cu Domnul Iisus. Cred că pe l-au scuipat mai mult. Păi rup hainele de pe el. Și tu te superi că mama ta i-a cumpărat la soră ta haină și nu ție. Și l-au dat așa, cum se spune, de la Ana la Caiafa și la Irod și cu unul de spin și batjocură și l-au dus la cruce și acolo mai mare batjocură. Și nu au fost numai oameni, acolo a fost cohorta demonică, că nu degeaba scrie în Coloseni 2 că Domnul a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. A fost toată armata diavolilor, dar Domnul a dat biruință. Îmi spuneau frate despre un presbiter undeva, pare mi se în Republica, în zona Moldovei sau Bucovinei, și-a căsătorit o fată. Toate bune. Și ginerile un om firesc îi spune, auzi, dacă nu-mi dă tată tău o vacă, erau oameni săraci, eu spun că tu n-ai fost fată mare. Asta a mers la tată, tată, uite ce face asta, ne facem de minuni, e slujitor. Dar diavolul nu s-a oprit aici. Merge și spune, știți de ce mi-a dat vacă? Nu a fost fată mare și l-a ascuns și-a curunat-o în biserică. Și frate a spus, te dai jos din slujă. Și-a trecut un an, doi, apăsat. Și-a fost trimis un proroc din altă parte într-o seară, a spus, du-te acolo că a venit vremea să-l izbăvesc. Și-a spus la fratele, frate, ce faci? A zis, nimeni nu mă crede și eu spun adevărul. Să știi, mă ispitește gândul să-mi pun capăt zilelor. Dumnezeu nu ține cont de situația mea. Și o să auzi, a venit vremea ca Domnul să te izbăvească. Și spunea prorocul, când m-am pus pe genunchi, am văzut demon după demon ieșind din casă, așa în șir indian. A zis, măi, da, mulți ori fost. Și a zis, Doamne, cum vei lucra? Și au vigit ginerile prăbușii și au spus, eu sunt mincinosul, nevastă mea a fost curată, socrul meu nu-i vinovat, eu... Și au zis, ce las, da, cu noi, cum rămâne? Apoi cum să rămână? Cum au rămas cu cei ce au strigat cu Domnul Iisus să fie la moarte și nu au fost de moarte. Așa rămâne și cu voi, zis de pe cruce, tată, iartă-i că nu știu ce fac. Că asta e cel mai frumos după ce le-ai pățit pe toate. Să poți atunci să iubești și să spui, Doamne, eu i-am iertat, am o singură dorință, să ierși și Tu. Și aș vrea, dragii mei, să încheiem, să vă spun, cred eu, un secret biblic. Cum se poate așa? Cum poți? Depinde ce scop ai. Domnul Iisus a știut pentru ce a venit. Și scrie un verset frumos în Ioan 12.
Versetul 27. Când ți este mai greu și te necăjești și te ispitesc și te mint și te fură și te lovesc. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Adică Domnul știa că are un scop și a vrut să-l ducă la îndeplinire. Avem și noi un scop? Știm pentru ce ne luptăm? Știm pentru ce trăim? V-am citit mesajul Domnului Iisus și revin în încheiere asupra lui Matei 4:17. Pocăiți-vă căci împărăția celor este aproape. Dacă scopul nostru declarat și trăit în adâncul inimii în împărăția lui Dumnezeu, poți trece peste toate ispitirile și toate rele din lumea asta. Amin? Că l-a întrebat pe Domnul Iisus, l-a întrebat Pilat, zice, ești un împărat? Că asta era acuzația, ca să-l pună în conflict cu autoritatea romană. Și ce a spus Domnul? Scrie în Ioan 18. Eu sunt împărat, pentru asta m-am născut, dar e ceva ce voi nu știți. Împărăția mea nu e din lumea asta. Dragii mei, dacă noi ne-am pus nădejdea în Dumnezeu și în împărăția Lui, atunci hai să trăim așa. Toți oamenii țin la cea lor, că se raportează numai la viața de aici. Când iei în calcul împărăția viitoare, scopul lui Dumnezeu, prin câte a trecut Iov, nu i-a fost ușor. Raportat numai la viața de aici, nu le înțelegi. Și scrie Pavel că dacă ne-a pus nădejdea în Hristos numai pentru viața asta, suntem vai și amar. Dar dacă ne gândim la viața viitoare, îmi place să spun când e vorba de surori cu copii și altele spun, bă, iarăși cu burta mare, iarăși trudă, iarăși probleme. Știți când mie mi se apare că e mai greu la o soră? Când are copii deja adolescenți și unii scafiuri risipitori și încă să mai nască. Și spune, să mai nasc unul, și alții spun, să fie toca ăsta răzvrătit să ducă în lume. E mai greu la vreun pocăit când poate, zice, nu altul, ci tu, frate de cruce, să-mi faci una ca asta. Dar nu te gândi numai la viața asta, la viața viitoare. Îmi spunea un frate, a ajuns într-o familie slujitor și copilul lor era în divorț cu soția. Și spune, măi, încercați tot ce se poate. Și sare mama băiatul, cum adică băiatul meu se chine? Ce viață e asta? Dar soră, da, dacă își pierde mântuirea, măcar să fie fericit. Și stai că te-am prins. Ia mai repet o dată ce ai zis și stai și gândește-te încet așa. Ce fericire! Cât crezi că a trăit fiul tău? Câtă sănătate îi asiguri? 100 de ani să trăiască, Solomon zice în Eclesiastul 6, să trăiască de 2000 de ani. Și tot nu-i mare afacere. Dar dacă iei în calcul împărăția lui Dumnezeu, scrie în Evrei 12:2 că Domnul Iisus pentru bucuria care a pusă înainte a suferit cruci, a disprețuit rușinea și acum șade la dreapta măririi lui Dumnezeu. O să ne ajute Domnul să ajungem și noi. Nu se poate duce crucea altfel. Numai așa, dacă iei în calcul împărăția lui Dumnezeu și vrei cu adevărat să te pocăiești. De aceea, haideți, tot asta văd că vrea Dumnezeu de la noi. Haideți să-i dovedim lui Dumnezeu. Au fost frați care au făcut închisoare. Întrebuia fratele Brumba la un moment dat că i-a zis cineva, măi, nu mai spune atâtea teorii, că am știut de multe religii. Spune-mi, cum e Domnul Iisus? O zici, știi cum? Cam cum vezi că mă silesc eu să fiu. O să atunci îmi place. Cu tine e fain în celulă. Apoi cât a fi de frumos în rai cu Dumnezeu. Da, haideți să facem cinste Domnului Iisus. Să știe că n-a predicat degeaba, că noi am înțeles și că n-a murit degeaba. Să-și vadă rodul suferinței. Mărit să fie Domnul. Amin.